Domnul în alb a tras un pas lângă mine și chiar mi-e rău de acum. Ați auzit, da? Pe cază ce căta, bă, și... Boai, nu, boai! Boai, mă, gândi că nu-i doar pești, ajutor! Pentru că aține spate la chinezul ăsta. Doamne, vă rog frumos, sunt japonez în primul rând, domnule. Ura, rasistule, ce e! Ura, rasistule, dă-mi pești! Salutare tuturor, sunt chiar eu, Punjabi Stefanos, Hajit Kamir Kintiana Hindi Hindi. Vă salut pe toți și pe toate, ladies and gentlemen. Sunt Don Stefanos, vin dintr-o galaxie îndepărtată numită Andromeda. Ce ați pățit, mă, băieți, astăzi? Nu mi-am dat seama ce ați pățit. S-a întâmplat ceva astăzi? Toată lumea mesaj, panicat. La ora 6 astăzi mi-am schimbat numele la canalul de YouTube și am pus poza de profil, poza asta cu aia. Toată lumea mi-a dat mesaje. Eu stăteam și râdeam aici. Bă, dar m-a costat prencul ăsta pentru că s-au dezabonat 300 de bărbați cu aia. Ia, cine mai e live? Nicușor 7 Gaming. Vreți, mă, să-i facem un raid lui Nicușor să vedeți ce se bucură? Ia, intrați. Scrieți ce faci, Nicușor, ceva. Nu scrieți raid. Băi, nu te mai scobinați, Nicușoare! Zici că a bătut covorul, mâncavaș. Ia! Mamă! Ce-a făcut, mă? S-a culcat? S-a culcat, mâncavaș, gura vostru. Salut, te trezești dimineața întrebându-te cum ar fi viața dacă nu aveai 1,50 m. Am 1,70 m, bă, animalule! Ce-ți pot dovedi? Deci fii atent, că am luat ruleta, mâncați și p***a. Da? Uite, mă, plebule. Băi, n-am 1,60 m. What the fuck, cu aia s-a dereglat asta, băi. Da? Se vede, da? La mea de aici. Fucking plebs. O dați cu mine! Am 1,70 m! Ce piticoaie, ce piticoaie de grădină, ce pitică... Fucking plebs. Te-a zis cineva că avem un pachet aici. Da, e în spate pachetul. Ce pachet? Un individ cu o dubă, a venit și l-a aruncat aici. E Chelios! Bă, cine e ăsta? Am și eu nevoie de un echipa medică. Nu mai este nevoie, a venit altcineva. Deci așa face domnul Giovanni Pantofaro. Nu e mai ușor să vorbesc pe WhatsApp decât prin chinezi morți. Nu vrei să știți ce-i pregătesc lui Giovanni Pantofaru. Ești pregătit? E incredibil ce mă spune. Da. Chinezoiule, îți arde de glume? Nu e niciun chinezoi aici. Da. Chinezoiule, ar fi... Bun, sunteți gata de scandal? Chinezoiule. Nu știu despre ce vorbim, lasă-mă, bă, ce nu mă mai suna! Nu mă mai gândi așa! Chinezoiule și dă bani la oameni. Dați, bă, banii, bă! Dați banii, bă, pe reparație! Ia de aici, Giovanni! Chinezoiule, pe bine, să te prezinți mai repede la afară. Aveți, mă, arme la voi? Da. Hai sus. Lasă-i jos. Aro! Înțeleg că nu te interesează de omul tău. Nu știu cine vorbește la telefon, nu te cunosc. Da, de Costel Ciulică sună cunoscut. Habar n-am cine Costelul Ciulică. O seară bing chilling, nu mă mai deranjează. E sigur. Am avut și Ciulică, băieți, s-a dus. Mă sună Costel Ciulică, păi. Dacă ții la viața mea, cobor cu elicopterul și nu va păți nimeni nimic. Păi și atunci să-ți dea drumul, de ce nu vrea să-ți dea drumul? Eu zic, domnule, că să-mi dați drumul. Nu o să-mi dai niciodată drumul. Păi și atunci ce vrea? Atunci ce vreți, domnule Cică? Să coborâți jos cu elicopterul, să discutați cu dânsul. Din păcate nu pot face asta, Ciulică. Din păcate nu poate. La omorât.
înțeleg, chinezeule, că nu vrei să ne înțelegem. Urcă! Și te-ai sperat așa, chinezeule, nu o să tragă nimeni. Da, și atunci de ce ți-ai dus băiatul aici lângă stâncă? Să te vadă mai de aproape. Așa a zis și lupul la bunicuță. Hai să mergem de joiți. Arău! Bă, ce vrei? Lasă-mă, nu mă mai deranja. Am toate informațiile și toți angajații tăi. Da, și băi, verule, băi. N-ai nimica, băi, și te-o spun direct. Da. Zic lui domnul G că dacă mă mai supără, o să vadă furia japoneză. Gata? Gata, nu ne mai urmărește nimeni acum. Și acum care e planul tău, sens? Nu știu. Planul meu este că acum să-mi desfășor liniștit activitatea, că domnul G nu ne va mai deranja. Ești tu sigur? Da. Bă, dar am și eu o întrebare. Ia zi, Joa. Mal. Muri. Ia zi, Malea, cu Sanu, ce întrebare. 3 ori 3 fac 6 sau face 6? Poate în matematica băicoiului. 3 ori 3 fac 9, băiatul meu. 9 ne suși, f***a, bă. Ți-ai luat-o rău de tot. Auzi, mă? Fii atent. Dacă tu ai un frate, da? Și fratele tău are 2 copii, ei ce-ți vin ție? Ne poți. Să ne suși p***a la toți! Dar știi gluma cu domnul G? Nu. Mâine-i beli p***a. Mi-a dat mesaj Hyundai Yam No Ban. Mi-a trimis o poză cu unul cu un fes și un porc tăiat. Oricum, e bestială poza. Dacă mă mai întrerup vreo singură dată când vorbesc cu cineva, ne supărăm. Ok, scuze, dar băiatul ăla cu Tico vin de aici la noi. I-am zis să plece și nu vrea. Cum adică să nu vrea? Păi, tataie, dacă mai vinzi aici pește, îți tai barba, tataie, ai înțeles? E o zonă publică, domnule. Chiar în fața fish marketului meu vinzi pește? Cumpărăm, domnul, cumpăr. Ok, băi, nicio problemă, scor la vânzări. Practic, dumneavoastră, faceți competiție acestui local. S-a făcut apel, v-am spus, este trecut de ora 8, practic ar trebui să mai treceți din gură. Domnul în alb a tras un păs lângă mie și chiar mi-e rău de acum. Ați auzit, da? Pe care de ce că te-a Boai, nu, boai! Ai mâncat când îi dă oară pești, ajutor! Și eu zic de până la domnul primar cu chestia asta. Și toți care ați fost aici o să plătiți. Pentru că ați țineți parte la chinezoiul ăsta. Sunt japonez în primul rând, domnule. Uuu, rasistule, ce e! A făcut de 3 ori chinez. Mă jignește de față cu tine. Bine, domnul. Cum ar fi să-i spun eu ei că este bărbat? Doare păr pe picioare. Putem să doar noi trei. Eu, dumneavoastră și domnișoara. Și ajungem la un consens în care dumneavoastră să vă ceri scuze și ea la rândul ei. Îmi cer scuze. Nu doresc nici să-mi cer scuze, nici să accept scuzele. Doresc să-i dați amendă, pentru că așa mi se pare cel mai normal. Vedeți diferența dintre bărbați și femei, domnul meu? Un bărbat este un gentleman, un cavaler, știe să piardă, știe să plece capul. Eu am încheiat aici subiectul, mi-am cerut scuze, vă salut, o seară bună. Nu-mi permite dialogul. Păi normal, doamnă, dacă vorbiți peste rând continuu. Vreți să facem un concurs mișto? Fii atent! Concursul se va numi Fă-l pe Donald să râdă. Și fiecare are dreptul la un singur banc, la o singură glumă. Let's go, boys! Uite, vă dau fix hanoracul ăsta. E purtat! Da, nu vi-l dau nou, e purtat! Na, are și parfumul meu, are tot. Salut, Teo! Vrei să zici o glumă? Salut! Fii atent! Deci, da. Un schelet se duce într-un bar. Cere la barman o bere și, o bere și un mop. Așa. Și atât. Și atât, asta era toată gluma, mă? Salut, frate. Știi cum se numește un câine sărac? Sărăcuțu. Sărăcuțu. Cum îți dai seama dacă o râmă e bărbat sau femeie? O tragi printre dinți și dacă îți prinzi paiele în gură, e bărbat. Bă, a fost bunicică. Hai să luăm, uite pe padrino, regele. Fii atent, am una scurtă și bună. Ca și penisul tău. Bun, hai să auzim. Cum au reușit chinezii să spargă site-ul Pentagon? Cum? Au încercat câte o parolă pe rând. Bă, aproape mi-a luat anoracul, padrino, coaie! Foptosu, uite, mă luăm pe ăsta, Foptosu. Salut, Don, și ți-o spun direct, frate. Ia zi, regele meu. Cum îi spui la un câine cu un briceag? Cum? Jefuitor pe fupleită. Pe bune, coaie, a câștigat anoracul ăsta, coaie! Okay, domnul, mă puteți duce pe la garaj, vă rog? Chelioseana, vină la vagon. Lasă-i, vină la vagon.
motoare aici, avem motor. Eu sunt. La bilă, să știi. Zi direct pentru cine lucrezi. De cine fi la imă? Tu crezi că e prima oară când te văd? Eu-s morți, mă. Bă, nu mă mai jura, mă, dacă n-am făcut nimic, mă, nene. Bă, de ce le înjur, mă? Pe ăsta dă-mă sunat. Bă, de ce le înjur, mă? Pe ăsta dă-mă sunat. Ia treci, mă, și plânge, mă. Treci în genul lângă el. Eu vă garantez că eu... Konnichiwa, Hyundai Yamno Ban. Ei, căcatule, unde ești? Căcatule! Care oasa, căcate! Tinatelu. Hyundai Yamno Ban. Eu la vagon. Intră umbră pe acolo. Tu ai de-alea urâtă? Ok, Hyundai. Ei, japanezule, hai că știam unde ești, doar că trebuia să aflu. Coaie, asta e cea mai mare mască și mi-e se nasul prin aici. Hai că o găuric. La cât bilă, la cât bilă. Stai, fratele. Ce faci, frate? Hai că-l băgăm la tine. Gata, până aici. Internează-l aici. Ce zici, mă, frate? Cum te cheamă regele meu? Ies Caramel Beleaua. Aș dori toată lumea să ia un loc în sală. A, nu aici la catedră, băi. Treci, băi, în clasă. Nu aici! Bun, o să considerăm că cea mă mână este un catalog. Bună ziua. Bună ziua. Hai să vedem pe cine ascultăm astăzi. Hai să... Caramel, treci la tablă. Ce am avut de pregătit pentru astăzi? Tabla mulțirii. Vreau să-mi spui cât face 13x13. 169. 5 plus 5 împărțit la 5. 6. Domn profesor Lorena spune. Acolo, da. Aro, bună seara, domnul bătrinu Sanu. Cer scuze de ranj la ora asta. Ce mai faci, mă, lepră? Am un băiat aici care prins la jefuit și cam neînfricat, că e pulosul, aud, din clanul. Unde iepelor. Ești? Poți să te duci cu el în altă zonă? La far? Ieși? Da. Ne vedem acolo. Bine. Ora s-a terminat, băieți. Calmează-te, papi. N-am vrut să zic papi. Nu știu de ce am zis papi. Hai mai repede, pune-ți aia pe el. Aici. Konnichiwa, Betrinusan. Ce mașină conduce aia individul ăsta? Lamborghini. De culoare? Portocalie. Oh, prințul meu, nu după tine am tras eu? Și după aia ai fugit de noi când ai văzut că ne-am strâns mai mulți. Am crezut că sunteți jefuitori. Aha. Să-ți dau drumul să pleci de aici pe picioare, ai 5 întrebări. Dacă răspunzi corect la 4 din 5, te las să pleci. Când a luat sfârșit comunismul în România? În 89. Bun. Cine a construit podul de peste Dunăre? Muncitori. De ce, bă, în pizda, mătii? Alo, alo, domnul, nu sunteți român, nu știți. Nu era de ce, bă? Care a fost primul rege al României? Hai, Viteazul, nu știu. 8 ori 8. 64. 3 ori 3. Face 6 sau fac 6? Fac 9. Nu, ne suci cu a, băi. Ia o bicicletă. Le-am găsit aici. Noi o să mergem cu bicicleta în expediție pe munte și el pe jos. Mă simt ca în jocul ăla video, GTA San Andreas. Pe drumul ăsta. Hai, aleargă, aleargă. Mai repede. Boxer te facem să moară familia. Hai că-și jefuiești, îți mai trebuie jefuit. Mai jefuiești, mă? Nu. Ei, nu. Fii atent, nu o să te omor, dar o să te las aici. Sub apă. Așa, prințesc. Hai să mergem, băi. E sirena apelor acolo, Betrinu sau. Așteaptă că venim cu mașina să te luăm. Hai, bă. Cine ajunge ultimul e gay. Bă, da, ramul ăla, ce p***a n-ai pornit în spatele nostru, că ai ieșit unul de altul din el mai devreme. E un băiat de mă așteaptă pe mine să... Mi-a zis să oprească rea cu motorul, că mă bluie. Uite, fii atent, doar o să mă gândesc la asta și el o să îl oprească, fii atent. Nu știu, mă, motorul, băi, ardeleanule. Am mai venit unul. Eu cred că te-ai gândit invers. Cred că s-a gândit. M-am gândit la unul. Domnule, sunteți bine? Sunteți ok? Așteaptă-mă acolo, lor de lemne, dacă o motor opriși. Mă grească Dumnezeu. Da. Alo. Vino puțin. Mă, ce mă cu capul tău? Ce rău, cum te cheamă? Un boletin? Carbasan Marcelă. Carbasan Marcel. Da, Marcele, domnule. Ai un plus de la mine. Doamne ajută. De la ce se trage? Da, s-a dus arderea, nu? Hai marș la somn, spune. Bă, vrei mă să vorbim pe Discord, Fabio Kilo? Hai să vorbim pe Discord, vrei? N-am coaie chef. Hai mă, frate. Put o palmă mori. Intră mă pe Discord la mine, hai să vorbim, uite. Ia zi mă, Constantine, ce te deranjează mă, regele meu?
când îți dă ce ție voie ăștia de la YouTube să marși și tu la muncă câteodată? Că ai recunoscut pe toate live-urile, că stai pe donația la oameni. Stefanos, domne, auzi, Stefanos. E Ștefan, tată, Ștefan cel mic. O sunt pe Maceta, iar o sunt. Băi, ne așteptăm, vii la Iași frumos, ne întâlnim, te tai cu Maceta, l-am chemat pe Adrian Cordon. Bine, nu mai suna, amenințările merg. Băiatul e interlop, e foarte, foarte periculos, aveți foarte mare grijă, băieți. Ce vrei, mă, Rocky? Mă, vere, pe cine e Constantin ăsta? Își face server de FM și cere suport pentru el. Ia mă, stai mă, că vrea să zică ceva. Băi, fută-ți morții mării, că stăteai și zugeai pula pe suport, fută-ți morții mării de câine. Ai stat la Alpha Max și stăteai și zugeai pulele. Ce vorbești, Rocky? Cine pula mea de cum ești? Pielea pulei al dreapta lui Starlight. Pulii băgăm și pula morții. Fută-ți morții mării la mâna lui, tot fută-te în gură de... Băi, sărăcio! Ai pula mea că vine la mine pe live-uri să-ți cauți, atent, băi, rapă în jegos. Băgăm și pula în familia ta, fută-te în gură, tu și pula, eu nu-ți un nebunul. Băgăm și pula în Iași. A fost la mine pe server, sunt sus cu ele, vine porcul ăla. Și cu tine ei, și cu tine ei. Pula, vezi să nu vină. Băgă-mi și pula în familia ta să-mi bag de fraier. Ai ieșit de pe voice. Alo? Alo? Bună seara. Cum vă simțiți? Bine. Vreau să-ți spun că ai ajuns unele situații să cam exagerezi într-o oarecare măsură. Și zic să ai grijă cu anumite lucruri, pentru că oamenii tăi nu sunt oamenii tăi. Seară frumoasă și spor la afacere. Oamenii mei nu sunt oamenii mei? Cu aia avem un snitch. La asta nu mă așteptam nici eu. Giovanni. Și acum vă întreb eu pe voi. Oare Giovanni are dreptate? Oare Giovanni o joacă la bluff? Oare Giovanni are oameni la mine în mafie? Oare este atât de profesionist sau oare încearcă să ne sperie? Vom afla în episodul următor. Yeah.